Йо васалу симас приетень. Я вас приветствую, дорогие друзья. Астез есть у зи фуарте импортанте пентру партиду ностру. Оптани урмы ной амфост анрегистрас официал. Некотент к активитатя ностра афост инчепуты чева майди время. О скурте ретроспектива. În 2014, cei care sunt cu noi, alături de noi, din primele zile, țineți minte foarte bine că au fost mai multe tentative de a înregistra partidul nostru la Ministerul Justiției pe atunci. Pe atunci, guvernarea lui Filat și Plahotniuc a făcut tot posibil ca partidul să nu fie înregistrat. În toamna 2014 am participat în alegerile parlamentare cu un alt partid, am fost doar pe listă. Cu câteva zile înainte de alegeri și acest partid a fost scos din cursă, au fost mai multe dosare penale, au fost persecutați, începând cu simpli membri partidului și cu cei din conducerea partidului, au fost ulterior presați, unii chiar distruși, consilieri locali, primari de sate, de orașe, de municipii. Noi am supraviețuit, am avut etape mai pozitive, am avut etape mai puțin plăcute, dar astăzi, după 8 ani, vreau să vă spun că mă mândresc cu cei care au rămas în echipa partidului nostru, cu cei care zilnic aderă la partidul nostru și în comparație cu alte partide, care unii pentru a profita de voturi sau de o susținere, toți acești ani de zile îmblau în mână cu drapelul Federației Rusă, alții cu drapelul României, ceilalți cu drapelul Uniunii Europene. Din 2014, partidul nostru n-a promovat niciun vector exterior. Partidul nostru a promovat și promovează doar vectorul național de dezvoltare. Da, partenerii noștri astăzi sunt doar cetățenii Republicii Moldova și mă mândresc de acest lucru. В течение 8 лет нашей деятельности, деятельности нашей партии, с того момента, как мы были зарегистрированы, мы с вами через многое прошли. Я уверен, что все негативные моменты, негативные эпизоды нашей политической деятельности остались позади, и нас сегодня с вами объединяет желание, что мы хотим жить дома, мы хотим жить в нашей стране, и нам не безразлично, кто и как руководил или руководит нашей страной. Купарери дереу, маймулц, маймулти гувернер, инклюзив ча де астес, ну а умвацат, ун лукру фуарте симпла. Кын школа, кын ешти ин школа, пот сымвец lecția și apoi să mergi să susții un test, dar în viață direct susții testul. În Republica Moldova astăzi este o criză profundă social-economică. Din aceste motive, mai multe grupări, unii așa numiți din unele din așa numite opoziție parlamentară, încearcă să folosească această criză pentru a distruge țara și mai mult. Eu sunt sigur că cetățenii au primit o lecție bună și au văzut ce a fost capabilă să facă, ce a fost capabil să facă guvernările precedente și cea care o avem acum. Dar dacă guvernările precedente doar stăteau și furau, ăștia astăzi, din cauza mai multe incompetenții, fac așa că daunele, prejudiciile țării sunt mult mai mari decât pe atunci când se fura organizat. Noi, pe parcursul activității politice, tot timpul am luptat cu lupii. Că era lupii clari, așa să le spunem, că era lupul Filat, nu, Filat era lupșor, că era lupul Plahotniuc, că era
Луп, Кукап, Дикуркан, Додон, Шимул, Цалци. Dar obiectivul nostru și ținta atacurilor era foarte clară. Astăzi este o situație mult mai periculoasă. Deoarece omul când știe că iată este un lup, unii îl înconjoară, alții cumva cu lupul negociază și vânătorii fac așa ca lupii să fie distruși. Astăzi noi nu avem lupi, dar avem oi. Cu cei mai periculoasă oaia ca lupul? Că oaia poate fi oriunde între noi și nimeni nu se teme de ea, deoarece îți gândește, băi, dar cum poți să te temi de oaie, poți să te temi de lup? Dar oile, să știți, astăzi sunt mult mai periculoase, deoarece oricum sub blana lor s-ascund în unele cazuri, nu lupii, dar chiar și șacale. În Republica Moldova, tot mai mult văd că toate partidele care au fost și care sunt acum aduceau și aduc business-uri ca să scurgă moldovenii de bani. Și nu cele ce aduc bani străini în Republica Moldova. Сегодня партия, которая нами руководит, так же, как и те, которые руководили страной, они пытаются продвигать пытаются продвигать родственников у власти. Потому что для них это не коррупция, для них это семейные трудовые подряды. Я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам страны. Вне зависимости от того, на каком языке вы говорите, вне зависимости от ваших каких-то бывших политических убеждений, сегодня наша партия – это единственная партия в стране, у которой с 2014 года во главе была одна и та же идея, и был только национальный вектор развития страны. Мы являемся людьми, в которую каждый день сегодня в команду приходят разные специалисты. Неважно, находятся они в Молдове или за ее пределами. Потому что они так же, как и мы, понимают, что государство, сильное государство, строится не мечтами, а расчетами. Я хочу сегодня, в день, когда нам исполняется 8 лет с момента нашей регистрации, чтобы вы все поняли, что помимо работы над ошибками, которые мы провели, мы также будем продолжать развивать нашу партию во всех уголках страны за ее пределами. И самое главное, поймите, что я являюсь частью нашей партии, а не партия частью меня, так как это многие в течение многих лет интерпретировали. Вы должны понимать, что мы претендуем быть другой властью. Властью, которая по-настоящему идет рядом с нуждающимися, рядом с бизнесом, а не как предыдущие власти и сегодняшняя, которая, они тоже шли и идут рядом с бизнесом, но не для того, чтобы им помочь. Они идут рядом с ними, потому что таковы правила конвоирования. Мы сегодня должны с вами объединиться, создать самую сильную партию в стране, потому что все те опросы, которые я видел сегодня, которые я видел какое-то количество недель назад, они показывают, что в стране назревает взрыв социально-экономической бомбы. И так называемые некоторые группировочки или бригады, которые считают себя там оппозиционными партиями, это люди, которые уже руководили неоднократно страной, под разными названиями, ничего для страны не сделают и сегодня просто спекулируют на тяжелой ситуации, в которой или на том, что за чертой бедностью сегодня оказалась большая часть граждан нашей страны. Eu aș vrea să spun foarte clar că văd că în ultimele zile am primit tot mai multă informație că practicile de a desena cifre prin sondaje,
Cândva, care erau pe timpul lui Plahotniuc, ele cu păreri de rău continuă. Am văzut rezultatele sondajului de azi. Le-am văzut cele de săptămână trecută. Am văzut sondajul acum de 3 săptămâni. Acum, având o situație foarte dificilă și tragică în Republica Moldova, și criza socială economică, și războiul care are loc în Ucraina, partidul ușor, Partidul Socialiștilor pe lângă dânsul încearcă totuși încă să mai balamutească oamenii, pe unii să-i sperie cu războiul, pe alții să-i sperie cu cifrele, cât de mari și tare sunt în sondaj. Mâine va mai apărea un sondaj de-a lui Șor și de-a lui Dodon, în care, după ce au văzut ei că în sondajul de astăzi partidul nostru are circa 5%, de săptămâna trecută erau peste 4%, o lună în urmă erau 2,5%, că doar am revenit în viața politică din Republica Moldova și mi-era foarte clar de ce erau 2,5-3%. Astăzi partidul nostru, doar muncind alături de voi, discutând cu cetățenii, mergând în teritorii, înțelegând problemele reale a oamenilor și discuțiile cu specialiștii din diferite domenii, au făcut așa că partidul nostru deja a ajuns la prag. Dodon Șor văd că e tare deranjat și mâine ați vedeți sondajul unui partidul nostru l-a pus cu 1,5 ori 2, că văd că pierd situația de sub control. Dar mai tragic este altceva, că datele sondajului de astăzi, ele cumva reflectă foarte real ceea ce am văzut la întâlnirile mele cu oamenii din teritoriu, în ultimele săptămâni. Oamenii văd că vor cât mai repede o schimbare. De asta și în sondaj vedem cifra că aproape 60% vor anticipate. Dar șocant este altceva, că 55% sau 53%, dar sigur că peste 50%, spun că Maia Sandu conduce mai prost țara decât Dodon. Înțelegeți la ce nivel a ajuns dezamăgirea oamenilor care spun că Dodon cu culioc în mână o condus țara mai bine decât o conduce astăzi Maia Sandu. Asta este un semnal de alarmă și este un semnal foarte clar a eșecului guvernării PAS. Dar cel mai important, că este un semnal al disperării a oamenilor din țară. Singura poveste cu care astăzi se laudă guvernarea PAS, și cumva încă se menține, este legată de parteneriatele externe. Dar, stimați guvernanți, mergeți în teritoriu, acolo sunt realitățile cu care trăiesc oamenii noștri real. Nu le trebuiesc oamenilor aplauze și povești de PR. Vreau să-i avertizez pe guvernanți că în teritoriu este o creștere nu mare, dar extraordinar de mare a unei bombe sociale. Am menționat-o și vă repet încă o dată. Aici nu că vă jucați cu focul, cum spunea Dodon, când îi spărea pe unii sau pe alții. Voi nu vedeți situația reală cei din PAS. Deoarece voi, ca și socialiști, pe timpuri, țin minte, la Bălți, când se închideau în teatru sau în casă de cultură, și se organizau doar întâlniri regizate cu cetățenii. Și asta o face astăzi PAS-ul. Ei merg doar la întâlnirile, participă doar la întâlnirile regizate de propriul partid. Țara n-are cum să meargă bine dacă avem un președinte care nu își asumă ceea ce este legat de țara noastră, pe intern, repet, nu din exterior, că în exterior am văzut încă o dată și azi vedem noi toți și am comentat într-o zi, eu cred că asta e sindrom Gorbaciova. Multă dragoste în exterior și mai puțină în interior. La fel și nou prim-ministru, văd că tot este preocupat de vizitele neanunțate, dar astăzi trebuie luate măsuri concrete ca ele să funcționeze.
Ceea ce am văzut în țară, ceea ce vedem în sondajele de opinie, este clar și am doar o singură concluzie, că acestea sunt sondajele deznădejdii și dezamăgirii naționale. Eu am spus de mai multe ori, o spuneam în rusă, если хочешь быть лучшим, наблюдай за лучшими. Ce faceți voi astăzi? Voi astăzi chiar reformele și legile, care unii au avut, majoritatea căror au avut un efect foarte pozitiv, nu e? Voi în loc de să le dați copy-paste și să le folosiți la noi, voi și aici încercați să inventați o bicicletă moldovenească cu roți de căruț. Eu astăzi, încă o dată repet, nu că guvernarea are, știți cum, are o salvare, că astăzi partid ușor organizează protestele și nici un om normal alături de ușor nu poate să meargă, nici un partid sănătos. De asta și apropo, ca să nu fie speculații, că am fost în Soroca, am avut discuții cu oameni și din alte localități. Noi astăzi nu acceptăm nici conducători de raion, de lașor, nici de oraș, nici de sat, ca cei care au promovat furtul miliardului și tălhăriile și tot ce s-a făcut și un populism foarte ieftin, nu pot să vii astăzi să ții în mână deja drapelul partidului nostru. Dar în același timp vreau să fac un apel la toți aleșii locali. Eu știu că sunt consilieri, oameni gospodari, primari, care cândva au fost membri unor partide, care astăzi sunt independenți, sau s-au dezamăgit și vor să plece sau au plecat din partid. Dacă sunteți om gospodar și sunteți de acord că ideea principală a unui partid sănătos, și anume partidul nostru, este doar dezvoltarea vectorului național, vă așteptăm la o discuție și vă asigur eu că cum avem primari gospodari în mai multe orașe și sate din țară care deja prin două mandate, unii și între ei și-au demonstrat capacitățile, așa o să fie loc și pentru dumneavoastră. Suntem deschiși să colaborăm cu toți oamenii cu idei sănătoase și cu toți oamenii gospodari. Dar aici am și o avertizare pentru PAS, ultima. Terminați să îmblați pe la primari de orașe și să încercați să-i bumboniți. Că dacă șor, în perioada când am fost, nu am fost activ în viața politică, mergea pe la primarii noștri și o propuneau cât 50.000 de euro și nu s-o vândut și nu s-o dus la voi. Apoi faceți voi azi. Voi mergeți pe la primarii noștri și deja nu le dați lor bani în mână pentru dânsă, cum o făcea șor. Dar le promiteți bani pentru oraș. 20 de milioane de lei, 40, 60 de milioane de lei, ca ei să părăsească partidul nostru și să devie independenți. Dacă o să mai am așa un semnal, vă promit că o să vă prind reprezentanții voștri și nu contează că sunt conducători partidului vostru din raion, sunt deputați în Parlament sau alți demnitari de stat, vă promit că o să vă documentez, o să vă prind și o să vă fac la cei doi deputați prima nuntă Galubaia, Rozova, numiți-o cum vreți între dâns, și a să aveți primă nuntă înregistrată oficial din tot doi membri de voștri, dacă îi prind undeva în raion. Că voi faceți același lucru care îl făcea Plahotniuc, Șor, și continuați să-l faceți și voi, explicând că aveți grijă de țară. Eu știu că aveți probleme cu candidații în localități, dar căutați-vă candidații voștri, noi nu umblăm. Niciodată n-am fost nici la un candidat să-i spunem să părăsească un partid să vie la noi. Este un lucru foarte urât, care nu l-am făcut, nu-l facem și nu-l vom face niciodată. Eu vreau să aduc aminte cetățenilor încă un moment foarte important, că astăzi sunt 8 ani de când a fost înregistrat partidul nostru,
că partidul nostru n-a fost înregistrat de câteva ori, pe timpul guvernării PLDM și de oamenii care astăzi fac parte din partidul PAS. Socialiștii au profitat tot timpul și de scoaterea noastră din alegeri, tot de actuală conducere a țării, din PLDM actuală, din PAS. Eu văd că toate filtrele voastre, stimați conducători de țară și conducerea PAS-ului, nu costă absolut nimic. Au fost niște minciuni gogonate pentru oameni ca să aveți o majoritate în Parlament. Toți cei care au stat ascunși din PLDM și doar acum au apărut în față, deși i-ați ascuns, doamna Sandu, l-ați ascuns pe domnul Recean în timpul campaniei prezidențiale, deși nu l-ați spus că o să fie prim-ministru sau un ministru în timpul alegerilor parlamentare, că să nu sperieți oamenii, să nu-ți pornească vorbi și v-ați temut ca să aveți foarte puține voturi. Dar după alegeri faceți tot ce vreți. Nu vă deosebiți voi cu nimic, nici de socialiști, nici de Plahotniuc, pe timpuri, nici de Șor. Voi astăzi sunteți deja frunze galbene, care ați fost pe timpuri frunzi verzi, pe timpul PLDM-ului, dar la toamnă frunzele voastre o să devie încă mai galbene și sunt sigur că vor cădea. Astăzi noi vom fi alături de cetățeni, voi continui să muncesc în toată țara și în diasporă pentru a face tot mai mult cunoștință cu cetățenii noi care vor să participe la crearea structurilor partidului nostru. Cei care ne privesc online, vă rog, dacă doriți să participați la crearea organizațiilor primare în sat, oraș, raion, municipiu, într-o țară din diasporă, vă rog adresa www.pn.md. Lăsați datele voastre de contact, un scurt CV și după asta eu contactez toate persoanele și după asta stabilim întâlniri și vă asigur eu că o să construim cel mai puternic partid de Republica Moldova. Și guvernarea și actuala opoziție au făcut din țară și din cetățeni când au vrut, cum au vrut și ce au vrut. Dar noi vom face împreună cu dumneavoastră ceea ce trebuie. Vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru suportul care deja astăzi demonstrează clar că partidul nostru va fi în viitorul Parlament. Mergem înainte, dar avem foarte mult de muncit. Ca să prezentăm înainte de orice tip de alegeri echipa, ca să nu strezească oamenii cu oi noi, așa cum s-au trezit după ultimele alegeri parlamentare din 2021. Vă doresc o zi bună, всем огромное спасибо, увидимся, пока!